Vedem, doamnelor și domnilor, informații aflate de colegii mei din dosarul aflat în instrumentarea DIICOT. Cum îl văd anchetatorii până la acest moment, da, după 30 și ceva de zile de caz Caracal pe Gheorghe Dincă? Îl văd așa, pluritate de victime, acte cu caracter repetabil, deci mai multe victime ale lui Gheorghe Dincă, victimele omorâte la intervale mari de timp, zile, săptămâni, luni sau ani, deci avea această distanță mare, preocupat să nu lase urme pentru a putea comite noi fapte, pe de-o parte, pe de altă parte o să vedeți că are și greșeli. Planul lui merge dincolo de uciderea victimei, deci știe și mai departe ce trebuie să facă. Indiferența afectivă, obsedat de propriile fantasme, tinde să comite același act până când se suprapune perfect fantasmei. Are ca mobil obținerea unor senzații extreme izvorâte din fantasme senzuale cu caracter pervers, căutarea unor senzații extreme de dominare, manipulare și stăpânire a victimei, ucigaș de tip borderline, iată, această borderline este vama dintre partea psihiatrică și cea normală, organizat, dar anumite situații sau condiții îl fac să-și piardă sângele rece, spuneam, și să acționeze de o manieră neorganizată, face greșeli. De unele detalii s-a ocupat cu mare atenție, iar în privința altora a acționat haotic, aruncatul fără să se gândească a unui cercel este o greșeală din șirul altor greșeli observate și de anchetatori, dar și de jurnaliștii care au mers la Caracal pentru a face propria anchetă. Domnule Savu, încep aceste interogatorii.